Dragii mei copilași, mai mititei ori mai măricei, v-ați pus vreodată problema? Bine v-am regăsit în primul rând, bine v-am regăsit, mă bucur că suntem împreună, chiar dacă eu nu vă știu pe voi cei care urmăriți Bucuria Poveștilor, dar mă bucur că suntem împreună pentru că primez mesajele voastre și ele sunt o bucurie pentru mine să știu că îmi scrieți, că ascultați poveștile, că vă bucurați de ele sau că trageți anumite mesaje sau că extrageți anumite mesaje din poveștile pe care vi le spun. Dar ce voiam să vă întreb? Voiam să vă întreb dacă v-ați pus vreodată problema, după ce ați ascultat o poveste, să o dați mai departe, să zboare către alți prieteni, prietenii voștri, bunicii voștri, părinții voștri, nepoței voștri, copiii voștri, elevii voștri, ca ele să se împrăștie în întreaga lume. Dacă nu v-ați gândit, eu vă spun că e foarte bine ca poveștile să fie dăruite. Eu vi le dăruiesc vouă și voi trebuie să le primiți. Bine, nu trebuie, dacă doriți, nu există trebuie, dar în sensul că ar fi foarte bine dacă mai departe, după ce le primiți, le dăruiți și voi la rândul vostru. De ce zic acest lucru? Pentru că am descoperit o poveste veche, tocmai din îndepărtata China, o poveste cu un băiat care se numea Dong Tsing. Și băiatul acesta era un băiețel foarte drăguț și bun, foarte bun, așa, grijuliu cu cei din jurul lui, cu minte, ascultător de povești. Îi plăcea foarte mult ca în fiecare seară, când mergea la culcare, unul dintre servitorii preferați ai familiei, domnul Pac, așa-l chema, Mr. Pac, domnul Pac să-i spună câte o poveste. Dar, vedeți, băiețelul nostru avea și el ceva, că știți cum e, nimeni nu-i perfect. Și băiețelul nostru, după ce se termina povestea, îi spunea: domnule Pac, da, domn Tsing, aș vrea să te rog să-mi promiți un lucru. Da, domn Tsing, spunea domnul Pac, care știa deja ce-i cere băiatul, aș vrea să te rog să-mi promiți că nu vei mai spune nimănui povestea aceasta. Mi-ai spus-o mie și de acum înainte va rămâne în camera aceasta. Nu va mai auzi nimeni altcineva. Bine, domn Tsing, bine, stăpânul meu tânăr, așa voi face, spunea Mr. Pac, domnul Pac. Și de fiecare dată, în fiecare seară, când domn Tsing auzea o poveste, domnule Pac, da, stăpânul meu tânăr, te rog să-mi promiți că povestea aceasta nu va mai ieși din camera aceasta. Îți promit, stăpânul meu cel tânăr, răspundea domnul Pac. Și uite așa, se bucura băiatul nostru doar el de poveștile pe care le auzea. Iar domnul Pac își respecta în toate promisiunea, nu și-a încălcat-o niciodată. Și timpul a trecut. Știți, în vremurile acelea era tradiția ca la 15 ani tânărul să se logodească cu o tânără aleasă de părinții lui. Perioada până la căsătorie era lungă, de câțiva ani după aceea, dar se logodeau să aibă timp apoi să se cunoască, știți cum e, să se placă, să stea de vorbă. Și Dong Tsing a împlinit 15 ani. Urma ceremonia de logodnă a lui cu tânăra aleasă de tatăl său. Iar seara, înaintea ceremoniei, tatăl său l-a chemat în camera lui. I-a luat părul, care era prins, un păr negru, prins într-o coadă, i-a desfăcut funda pe care și fetele și băieții o purtau cu părul prins până când se logodeau. I-a prins tot părul într-o coadă deasupra capului, i-a băgat un soi de pălăriuță prin care i-a scos coada, după care i-a mai pus o pălărie cu borul pe deasupra. Și aceasta era ceremonia prin care Dong Tsing nu mai era un copil. Și Dong Tsing era foarte mândru, visase ani întregi la momentul acesta în care tatăl lui pregătea ritualul pentru el, pentru Dong Tsing. A doua zi, dis de dimineață, casa era plină de agitație, de forfotă, se pregăteau pentru ceremonie. Tradiția era ca Dong Tsing împreună cu familia sa și cu toată suita lui să meargă la casa tinerei lui logonice, care era tocmai peste un deal. Așa că forfotă în casă, agitație mare. Dong Tsing era îmbrăcat în costum de gală, tatălui asemenea. Totul era pregătit și în curte.
Știți, domn singur masă se suie pe un cal alb, alături de tatălui, și doi slujitori aveau să țină de frâiele calului, oare așa se zice, frâiele calului sau căpăstru, că eu nu mă pricep la cai, prieteni. Dacă n-am zis bine, îmi trimiteți voi mesaj. Deci trebuiau să apuce slujitorii să țină caii și să-i conducă, și se mai afla în curtea casei lor un fotoliu frumos, tapisat, lucrat cu sut din mătase, verde cu tot felul de culori. Iar fotoliul acesta era pus pe doi stâlpi lungi de lemn, pus așa în mijloc fotoliul, și patru slujitori purtau fotoliul acesta cu care mergeau să o aducă pe logodnica lui Dong Tsing la casa lor a doua zi. Ei, bun, n-am ajuns încă la momentul acesta, pentru că se întâmplă ceva în casă. Cum toată lumea era agitată în casă și domnul Pac era la fel de agitat, și el avea o parte de pregătiri pe care trebuia să le rezolve cât mai bine și cât mai repede. Și cât se plimba domnul Pac prin casă, numai ce aude niște zgomote din camera stăpânului lui Dong Tsing. Dar cine să fie în camera stăpânului McDonald's, pentru că el este afară și n-ar trebui să fie nimeni în camera lui. Și atunci, domnul Pac a făcut o gaură în fereastra din hârtie a camerei lui Dong Tsing și s-a uitat. Și nu i-a venit să creadă ce a văzut. Niște ființe așa, nu știu cum să vă zic, niște ființe care pluteau prin cameră, dar erau atât de multe încât se înghesuiau unele în celelalte, parcă nici loc în tavan nu aveau, și domnul Pac se uita uimit și: liniște! Nu mai vorbiți unele peste altele, că nu se mai înțelege nimic! S-a auzit o voce. Trebuie să ne răzbunăm pe Dong Tsing. Nu e normal să țină toate poveștile în camera lui. Nu e normal că n-au mai ajuns poveștile acestea la alți copii. Trebuie să ne răzbunăm. Știu eu cum, a rostit o poveste. În povestea mea este o fântână cu apă otrăvită. Pun fântâna la marginea drumului și când Dong Tsing se îndreaptă către mireasa lui, o să-i se facă sete și o să bea din apa otrăvită. Da, și dacă nu va bea din apa otrăvită, în povestea mea se află căpșune otrăvitoare. O să le pun mai departe după tine, în mijlocul drumului undeva, să le vadă Dong Tsing și sigur va pofti la ele și tot o să-l pedepsim. Și dacă nu o să se întâmple asta, când Dong Tsing va ajunge la casa miresei, eu sunt o poveste care are o pernă cu un vătrai fierbinte în interior. Când va pune piciorul Dong Tsing pe vătraiul fierbinte, o să ardă îngrozitor. Da, ce idee bună, a spus altă poveste, iar eu am înăuntrul meu un șarpe veninos. Și dacă niciuna dintre voi nu va reuși să-l pedepsească pe Dong Tsing, șarpele se va așeza în patul în care Dong Tsing va dormi, din casa logonicei lui. I s-a pregătit un pat special pentru el. Mă voi ascunde în așternuturile lui și voi face de petrecanie, a spus șarpele din poveste. Și stați! Așa ceva nu este posibil, a spus domnul Pac, intrând în cameră. Să mi se fi părut. Alo, sunteți pe aici? Nu e corect să faceți așa ceva. Să știți, Dong Tsing e un băiat bun. Unde sunteți? Mi-am pic am frică. Nu cred că mi-am imaginat. Nu cred că mi-am imaginat. Trebuie să-l ajut pe stăpânul meu, pe Dong Tsing. Și atunci domnul Pac a ieșit repede afară și Dong Tsing, împreună cu tatăl său și cu întreaga suită și cu fotoliul minunat care era dus de cei patru slujitori, tocmai porneau la drum când domnul Pac a luat căpăstrul din mâna slujitorului și o să-l conduc eu astăzi pe Dong Tsing. Mister Pac, domnule Pac, dă-te la o parte, du-te și vezi tu de treburile tale, a spus tatălui Dong Tsing. Cum să te așezi tu să faci ceva ce nu se cuvine să faci tu? Te rog, te rog, stăpâne, eu țin așa de mult la Dong Tsing, lasă-mă să-l conduc eu până la casa miresei, tată. Tată, te rog, lasă. Și eu țin la domnul Pac foarte mult, știi asta, tată. Te rog, lasă să mă conducă. Bine fie. Dar tatălui Dong Tsing era destul de încruntat văzându-l pe domnul Pac, slujitorul care ieșea din cuvântul stăpânului său.
și mergând pe drum, afară cald, miros de flori parfumate, dar cald. Domnule Pac, uite o fântână acolo în drum, te rog, uite, are și o cană prinsă de fântână, te rog, adă-mi un pic de apă, mi-e foarte sete. Dong Ting, stăpâne, nu se cade să bei dintr-o ceașcă oarecare. Așteaptă să ajungi la casa tinerei tale logonice și acolo vei bea apă din cești de porțelan. S-a uitat Dong Ting uimit la el cum un servitor nu îi îndeplinea dorințele, dar a tăcut de teamă ca tatăl său să nu reacționeze, pentru că el ținea foarte mult la domnul Pac. Și-au mai mers și-au mers, din ce în ce mai înseta și fiindu-i cald. Domnule Pac, acolo vezi căpșuni, dacă ai putea să-mi dai și mie câteva. Dong Ting, stăpâne, tânărul meu stăpân, uite ce micuțe sunt și în ziua ta în care te logodești trebuie să mănânci fructe mai mari, mai coapte, mai parfumate, dar, stăpâne, te rog, ai încredere în mine. Ce se întâmplă acolo? A întrebat tatălui Dong Ting. Nimic, tată, nimic, nimic. Domnule Pac, îți dai seama că dacă tata te aude și află că nu mi-asculți poruncile, vei fi aspru pedepsit. Stăpâne, tinere stăpâne, te rog, ai încredere în mine, ai încredere în mine, te rog. Și au ajuns cu alaiul în fața casei tinerei logonice. Sigur că a ieșit în întâmpinare tatăl tinerei și cum era tradiția că atunci când se dă jos de pe cal, să calce cu piciorul pe o pernă moale. Când slujitorii tatălui logonice au adus perna, domnul Pac a sărit dintr-o dată, a luat perna și a aruncat-o cât colo, iar Dong Ting a căzut cu nasul în praf, țărână, noroi. Ce era atunci pe acolo? Ai înnebunit, domnule Pac? A întrebat printre dinți tatălui Dong Ting, care nu putea să reacționeze de față cu mulțimea aceea de oameni. Aduceți altă pernă pentru stăpânul. Perna era murdară. Cum puneți o asemenea pernă înaintea stăpânului meu? A spus domnul Pac tremurând. Stăpâne, te rog, te rog, ai încredere în mine. Ai încredere în mine, stăpâne. În curtea casei, mare și frumoasă, a fost ridicat un podium, un podium din lemn, plin de flori frumoase, de falduri albe de mătase, în care cei doi tineri, Dong Ting și tânăra lui logodnică, trebuiau să-și facă jurămintele, să-și promită că vor încerca să se cunoască mai bine, că vor avea răbdare unul cu celălalt, că vor aștepta ca timpul să treacă și ei să fie suficient de maturi pentru a se putea căsători. Și Dong Ting a urcat pe podium și după ce s-a așezat pe podium, a văzut cum se apropie de el viitoarea lui soție, viitoarea lui logodnică. Atunci a văzut-o pentru prima oară, cu chipul ei pudrat și palid, asemenea unui nufăr, cu părul ei negru, lucitor, strâns într-o fundă frumoasă roșie, cu rochia ei frumoasă și vaporoasă. Dong Ting a văzut-o că e foarte frumoasă. Așa că, după ce momentul acesta al jurămintelor s-a încheiat, au petrecut cu veselie, cu mare bucurie. Și seara, târziu, noapte, Dong Ting, fericit că tatălui i-a ales o logonică frumoasă și cu minte și deșteaptă, cu care a descoperit că aveau foarte multe lucruri în comun, deci după toată petrecerea și după toată bucuria aceasta, Dong Ting s-a retras în camera pregătită pentru el, obosit, să se odihnească. Nici n-a intrat bine în cameră, doar s-a uitat un pic în jur și a văzut o lumânare ce lumina frumos patul său cu baldachin. Când se izbește ușa de perete, domnul Pac intră înăuntru. Stăpâne, te rog frumos să mă ierți! Domnule Pac, dar ce cu tine? Dar domnul Pac, împingându-l pe tânăr la o parte, se duce în dreptul patului, ridică așternuturile și de sub așternuturi a apărut capul unui șarpe, care se unduia și sâia și domnul Pac
a reușit să prindă șarpele și Don Țin s-a speriat îngrozitor și domnul Pac cu șarpele. Iată, stăpâne, despre asta era vorba. Don Țin nu înțelegea nimic, iar domnul Pac se chinuia și până la urmă a reușit să răpună șarpele. Lume se adunase, intrase în camera lui Don Țin. Ce s-a întâmplat? Domnule Pac, ai nebunit tatălui Don Țin. Tată, stai, stai că trebuie să înțelegem. Și Don Țin i-a invitat pe toți să iasă afară din cameră. A rămas doar cu domnul Pac. S-a așezat pe marginea patului și, stăpâne, te rog să mă ierți și îți mulțumesc că ai avut încredere în mine. N-ai fi ascultat un servitor dacă ți-aș fi spus tot ceea ce am auzit, dar așa am putut să te ajut, doar așa. Dar nu înțeleg. De fapt, ce s-a întâmplat, despre ce e vorba? Stăpâne, poveștile au vrut să se răzbune pe tine. Pentru că ani de zile m-ai pus să promit că poveștile vor rămâne doar în camera ta. Ele n-au putut să iasă, să ajungă și în alte locuri din lumea aceasta, să ajungă la alți copii. Și poveștile au fost atât de supărate pentru că tu însuți ți-ai descoperit pe cineva, ți-ai găsit pe cineva cu care să-ți petrești timpul. Pe tânăra aceasta foarte frumoasă, dar ele, poveștile, au rămas închise în camera ta, stăpâne. Și atunci, Don Țin a înțeles cât de egoist a fost. Îmi pare rău, domnule Pac, chiar ai dreptate. Nu mi-am dat niciodată seama că am fost atât de egoist când poveștile acestea puteau să ajungă în întreaga lume. Uite, îți promit că le voi spune pe toate logodnicei mele și viitorilor mei socri și părinților mei și copiilor pe care îi voi întâlni, tuturor prietenilor mei și, domnule Pac, să faci și tu la fel, să spui poveștile acestea prin toată lumea de acum încolo, oricui va dori să te asculte. Și așa s-a întâmplat. Se pare că așa au apărut povestitorii în lumea întreagă. Și cred că Don Țin este năstorel de poveste. Așa am bănuit. Că prea știe multe povești. Nu-mi zice, da, îl bănui. Are chip, așa, un pic. Da. Așa că, dragi copii, dacă vă întrebați cum au ajuns poveștile în întreaga lume și cum au apărut povestitorii, uite așa. Printr-un tânăr care într-o bună zi și-a dat seama ce egoist era să țină toate poveștile pentru el. Voi să nu faceți la fel. Se supără poveștile pe voi. Ați văzut, reacționează ca jucăriile când nu vă jucați cu ele. Se supără. Așa că dacă știți vreo poveste frumoasă pe care ați vrea să o împărtășiți chiar și cu mine, vă aștept să-mi trimiteți un mesaj la numărul de telefon mobil 0740 171 622. Pe curând, prieteni! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!